Slăvit să fie Domnul, Cel care ne va întâmpina pe noi, pe cei care vrem să zburăm către El, care vrem să îl întâlnim pe norii cerului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm, să onorăm Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris în Evanghelia după Marcu, din capitolul 8, citim de la versetul 22 în continuare. Marcu, capitolul 8, de la versetul 22. Au venit la Betsaida, au adus la Isus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Isus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat, apoi i-a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat: Vezi ceva? El s-a uitat și a zis: Văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și, când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile de slușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și a zis, să nu intre în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Amin. Vă invit să vă reașezați. Isus este cel mai important personaj al istoriei. El este cea mai influentă personalitate a lumii. De la el putem învăța cele mai bune, cele mai frumoase experiențe și cele mai bune lecții de viață. El este cel mai mare învățător din toate timpurile. Dar secretul Domnului Isus este că el nu a învățat doar prin cuvinte, el nu doar a spus. De la el cele mai frumoase lecții sunt lecțiile practice. Învățăm lecțiile practice. În seara aceasta, titlul mesajului meu este tocmai O lecție de la Isus. Putem învăța nu neapărat de la ce a spus El, ci cum a procedat El, cum s-a comportat El. Asta o putem numi o lecție practică de la Isus. Orice școală trebuie mai devreme sau mai târziu să facă și lecții practice cu elevii. În domeniul în care se pregătesc este perioada de practică. Mie mi îmi place să învăț de la Domnul Isus Hristos, El a spus să învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. De aceea, în seara aceasta, eu nu vă spun să învățați de la mine, învățăm cu toții de la El. Învățăm cum să fim, învățăm cum să ne purtăm, învățăm cum să ne rugăm, învățăm cum să ajutăm pe alții, cum să fim de folos și sunt atâtea lecții frumoase pe care le putem învăța de la Isus. Pentru că nu trebuie să uităm un lucru. Fiecare creștin, fiecare ucenic are o menire și cred că menirea noastră sau ținta noastră, scopul nostru pe pământ este să fim ca El. Dacă vreți să fiți cu El, trebuie să fiți ca El. Pentru că cine seamănă se adună. Dacă vrem să zburăm, dacă vrem să fim și noi în cer cu El, trebuie mai întâi să fim ca El. De aceea noi învățăm în seara aceasta cum să fim ca Isus, să trăim cum a trăit Isus, să lucrăm cum a lucrat Isus. De asta eu personal am luat această lecție, poate ca învățător, ca păstor, ca predicator, ca slujitor, dar eu cred că fiecare dintre noi e chemat de Dumnezeu și poate să învețe această lecție de la Isus. Dumnezeu să ne ajute. De aceea, pe scurt, voi prezenta cele cinci Lecții, dacă le putem numi, sau cinci capitole ale acestei lecții de la Isus. Cum se poartă Isus? În primul rând, observ aici că Isus îl primește pe acest orb, primește pe acești oameni. Și pot să spun că Isus te primește. Isus te acceptă. Societatea de atunci religia de atunci îi stigmatiza pe acești oameni. Un orb în ochii lor, în ochii evreilor, în ochii religioșilor de atunci, era un om blestemat. Vă amintesc o altă întâmplare, chiar ucenicii lui Isus Hristos, pentru că și ei erau tributari acestei teologii, au trecut pe lângă un orb și au pus întrebarea. Învățătorule, cine a păcătuit. El sau părinții lui de s-a născut orb? Acum numai dacă crezi în reîncarnare poți să pui asemenea întrebare, că nu știu cum să păcătuiască acel om înainte de a se naște. Dar așa sunt oamenii, nici nu te-ai născut și deja ești păcătos și ai păcătuit. Nici nu ai deschis gura și deja ai greșit. Așa sunt oamenii. Deci vă dați seama de la întrebare, îți dai seama cam cât îi ducea mintea pe fiecare. Automat în spatele unei asemenea boli trebuia să stea un păcat. Neapărat ai greșit cu ceva. Neapărat trebuia să fii marginalizat. Neapărat nu aveai ce să discuți cu un astfel de om. Era un om blestemat. Ei nu primeau pe oricine. Omul acesta nu avea acces în templu, nu avea acces în cercurile lor, nu putea sta la mesele lor. Omul acesta nu avea altă soartă decât să stea așa cum stătea Bartimeu la marginea drumului să cerșească mila, pentru că acest om nu avea drepturi. Era doar mila, fărămiturile pe care le putea da cineva, mărânțișul pe care îl arunca cineva din milă. Cam asta era tot ce avea. Însă în seara aceasta pot să-ți aduc o veste bună, că Iisus te primește. Iisus te acceptă așa cum ești. Și iar noi ca biserică trebuie să învățăm exact același lucru. Trebuie să-i primim, trebuie să-i acceptăm trebuie să nu mai facem atâtea, atâtea, diferențe între oameni și trebuie să îi primim. Asta este la Domnul Isus. I-a supărat grozav când zice că el a ajuns să fie răstignit și una din marile lui păcate în ochii lor, potrivit teologiei lor, unul din marile păcatele lui Isus era tocmai că a mâncat cu vame și cu păcătoșii îi vindeca pe oameni, farisei mustrau pe cei care veneau pe bonlag, duceți-vă acasă, veniți când trebuie, nu ne deranjați, nu ne tulburați, altădată pe alt ori, chiar ucenicii îl mustrau și ziceau, nu-i timp de tine acum, mai încet, gura mică. Oamenii aceștia totdeauna deranjau, oamenii aceștia îi oameni oamenii aceștia uh, uh, provocau cumva un disconfort, însă Isus, Niciodată nu a fost deranjat. Isus te primește. Vedem aici, au venit la Besaida, au adus la Isus un om. Au adus la Isus un om. Ce a făcut Isus? L-a primit. Nu i-a spus, s-a terminat programul, pare rău, vin o mâine. Vedem săptămâna viitoare, vedem, vorbim, gândim, analizăm. Iisus l-a primit, a adus la Iisus un om și l a rugat să se atingă de el. Ce a făcut Iisus? Iisus nu suferă de boala amânării, mai vedem noi mâine, vedem săptămâna viitoare, vedem anul viitor. Iisus l-a primit, l-a acceptat, Iisus te primește. Asta poți să înveți de la Iisus. Când apare o problemă să o rezolvi imediat, să primești, să-i accepti pe oameni. Asta putem învăța, El este singurul care îi acceptă pe toți. Iisus primește pe fiecare. Iisus te primește așa cum ești. În nicio altă religie nu ești primit așa cum ești. Nimeni altcineva, nici un alt învățător, nici un alt rabin nu primea pe cineva așa, nu primea pe oricine. Oamenii erau foarte, foarte selectivi. Nu primeau pe oricine. Iisus este singurul rabin, singurul învățător care a primit pe oricine. Ba chiar el a spus, oricine vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Nu a respins. Câteodată doar a vrut să pară ca să vadă, să se convingă de faptul că oamenii vor cu adevărat. A refuzat doar că Dumnezeu așa mai face el câteodată. Ne pune la încercare. Vă amintiți de femeia aceea care a venit și striga după Isus, Isus s-a făcut că nu vrea să-i rezolve problema. Să vadă ce va face, să vadă care va fi reacția ei. Dar întotdeauna, oricine a venit la Isus și toată Evanghelia este plină de exemple, de oameni, de tot felul care au venit, fie că e vorba de păcătoși, fie că e vorba de bolnavi, fie că e vorba de demonizați fie că e vorba de leproși, oameni bogați, oameni săraci, copii, Isus a primit pe fiecare. La un moment dat au dus niște copii să se atingă de ei și chiar ucenici au spus, Ai, prea de tot. Noi suntem prea importanți acum ca să lăsăm așa să ne ocupăm de banalități, de lucrurile astea care n-au ce înțeleg copiii, ce știu eu. Lasă că îi dăm deoparte. Isus primește pe fiecare. E un mare, mare har acesta să înțelegi, să aplici acest capitol al lecției, să primești pe fiecare, să accepti pe fiecare. Prea am devenit selectivi. Prea fiecare cu grupul, grupulețul, cu selectivismul nostru. Dumnezeu să ne ierte. Iisus primește pe fiecare. În al doilea rând, ce putem învăța de la Isus, o altă lecție frumoasă, este că Isus te ajută. El nu doar te primește în audiență, dar spunem care e problema ta. Cred că fiecare dintre voi aveți dezamăgirile voastre, nu? În general, ceea ce am observat de la occidentali și de la italieni, că și ei sunt în categoria asta, spun foarte ușor, dacă ai nevoie de ceva, dacă îți trebuie ceva, vino. Nu? Ați pățit asta sau numai eu? Tot ce ai nevoie, ce te Și când te duci la el, ca și cum nu ți-a, a uitat ce a spus. Da, dar știi, nu, nu, asta nu pot, asta nu se poate, cealaltă e și am observat că foarte puțini sunt cei care chiar te ajută. Cei mai mulți doar spun așa din politețe, dacă trebuie ceva, dacă ai nevoie de ceva, basta cheamare, basta că che dici”. Și totul e doar teorie, însă Isus nu doar te primește, nu doar te acceptă, nu doar, nu doar ascultă rugăciunea, l-au rugat pe Isus, să-L primească, să se atingă de El. Isus te primește, Isus te ajută. Un ajutor concret, un ajutor practic, nu doar spune dacă ai nevoie de ceva, și apoi când spui că ai nevoie, asta nu se poate, asta nu se poate. Isus te ajută, Isus te ia de mână. Observați, imaginați-vă, încercați să vă imaginați acea scenă, vin oamenii, îl aduc pe acel orb, cum îl aduc, îl aduc de mână. Și dintr-o dată, din mâinile lor, acel orb este încredințat în mâinile lui Isus și Isus îl ia de mână. Isus te ajută. Al treilea rând, deci, înțeleg aici că el, după ce te ajută, te ia de mână. Isus nu face spectacol cu tine. Îl ia de mână și îl scoate afară din sat. De ce oare l-a scos afară din sat? Nu putea să facă minune acolo? Câte am avea noi de învățat, mai ales predicatorii, păstorii, prorocii, slujitorii. Imaginați-vă dacă ar fi, eu cred că majoritatea, majoritatea predicatorilor, dacă ar avea harul acesta să vindece, să facă minuni, să facă vindecări, cam cum ar proceda? Ar spune, o, avem un orb, seara asta se fac minuni, seara asta Dumnezeu va lucra, telecamerele toate chemați, Spuneți, aduceți televiziuni, cât mai mulți aici, acum faceți liniște, toți atenți, toți aici că urmează minunea, pregătiți-vă inimile că urmează minunea. Iisus nu face spectacol. El nu face show și o să observăm și mai târziu acest aspect încă o dată. Nu face spectacol. L-a luat pe orb de mână pentru că vrea o, 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 o relație personală. Noi totdeauna vorbim despre o relație personală, cu Dumnezeu, nu prin intermediari. Acel om, mâna lui în mâna lui Isus, îl ia de mână și îl scoate afară din sat. Îi, îi oferă acel cadru, acea intimitate, acel privacy, dacă putem să-l numim așa. Se vorbește mult acum despre privacy. Ce trebuie să știe toți, ce trebuie să vadă toți? Îl scoate afară din sat. Iisus a mai făcut asta, vă amintiți, era un, un, un mod al Lui de a fi. Nu iubea să facă lucrurile în public, nu toate lucrurile pot fi făcute în public. Iisus altădată a ajuns în, în casa cuiva și a scos toată lumea afară și a păstrat doar doi trei ucenici cu el. Pentru că El nu iubește spectacolul, El nu face spectacol cu tine. Minunile nu sunt un spectacol. Iertarea nu este un spectacol. Adică nu-i făcut ca alții să privească, nu-i ca o delectare a cuiva. Haideți să vedem o minune. Și acum mă gândesc la câte afișe și de-a lungul istoriei, câte reclamă. El nu-și face reclamă. Nu face reclamă, nu face spectacol din asta. El ajută, dar o facem așa fel încât să nu te, să, să nu te simți stinger. Pentru că în al patrulea rând ce înțeleg de la Domnul Iisus, ce pot învăța este că Iisus nu profită de tine. Nu profită, adică îl vindică pe acest orb. Omul acesta vede. Nu știu, poate n-a văzut niciodată, poate e pentru prima dată când vede oameni, când vede copaci, când vede uh, ceea ce vede, prima față pe care o vede, o vede fața lui Iisus. Dar, Iisus nu profită de asta. Și mă întorc iarăși, dacă Iisus, dacă noi am face vreo minune, cât am povestit noi, cât am pune pe alții să spună, l-am luat pe orbul acela după noi, ne-am plimbat cu el cum se plimbă alții cu ursul, ca la circ. El este orbul, hai, te pune mărturie, spune cum a fost și spune că prin mâinile mele și la rugăciunea mea și la abungirea mea și la chemarea mea și imediat, știți, clipul ar, ar fi viralizat rapid. Iisus nu profită de asta, adică El te ajută, El vindecă un orb, dar nu spune, acum ceva popularitate, trebuie să câștig eu. Un câștig de imagine, trebuie să-l am, trebuie acum oamenii să afle cine este acest Iisus, ce putere are. Nu se poate să se întâmple așa ceva și oamenii să nu afle. Iisus nu profită, ba din potrivă ne surprinde, este ceea ce e numit așa în teologie secretul mesianic, ne surprinde. Uitați ce spune Iisus. Atunci Iisus l-a trimis acasă și a zis, să nu intri în sat, adică în satul acela, în Bețai, du-te acasă la tine, nu intra în sat și nici să nu spui cuiva în sat. El nu profită. Dar spune Scriptura în altă parte, cu cât le poruncea mai mult, cu atât ei îl mărturiseau mai mult. Iisus nu făcea minuni ca aceste minuni să fie un fel de campanie electorală, un fel de campanie de imagine. Să profit ceva, un profit de imagine. Oamenii să afle popularitatea mea, să crească tot mai mult. El nu o face asta, nu ajută de dragul popularității. De asta veți întâlni în viață oameni care oricât de mult bine ar face, ar vrea totuși un câștig de imagini. Dacă dăm un ban, apoi trebuie să afle toată planeta. Dacă am făcut o minune, păi e normal să o punem, să o publicăm, să afle toți, că am idecat un orb. Totuși, nu e un lucru, spunea în altă parte, de când e lumea, nu s-a auzit ca cineva să deschidă ochii unui orb. Nu e o minune chiar așa de trecut cu vederea. Însă Iisus nu profită. Adică El nu urmărește scopurile Lui personale. Nu este interesat de imaginea Lui. E o mare lecție, cred că e o mare. Cine, cine înțelege, cred că înțelege. Cine nu înțelege, nu-și dă seama. Să faci un bine, să faci o lucrare a Lui Dumnezeu, să-L sujești pe Dumnezeu, să i ajuți pe alții, să faci și minuni, dar să nu te lauzi cu ele. Să nu vrei profit de imagine, să nu vrei să câștigi popularitate cu asta. Și Isus face asta. Isus le spune, nu cumva să spuneți altora. El întreabă la dacă citim următoarele versete. Isus a plecat de acolo cu cenicii săi, în Cezarea lui Filip, pe drum, le-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Și ei au răspuns, Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci, dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, le-a răspuns Petru. Și observați următorul verset 30 ce spune. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. E mare, deci de la Iisus putem învăța lecția asta smerenie, era Fiul lui Dumnezeu. La un moment dat vine un învățător și ca să intre și el în categoria marilor și bunilor învățători, îi spune, bunule învățător, ce bine să fac sau ce să fac să moștenesc viața veșnică. Și Iisus îi pune o întrebare retorică, pentru ce mă numești bun? Bun este unul singur, Dumnezeu. Era Iisus bun? Este Iisus Bun. Dar el vrea să dea o lecție, nu se autoproclamă bun sau Dumnezeu. Nu, nu, face, nu face o campanie, nu-și face publicitate, nu spune, am făcut o minune, trebuie să afle toți, hai cu, toată, cu toate eforturile noastre, cât mai mult să afle. El face contrariul. Observați, face o minune, spune omului să nu spui nimănui. Face Petru o declarație, declarația cea mai importantă, declarația de bază, fundamentală a Evangheliei, a Scripturii. Cine este Isus? Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Este cea mai importantă declarație, dar Isus îi spune, deocamdată n-a venit vremea mea, deocamdată nu e timpul de declarații, deocamdată nu e timpul de publicitate, deocamdată e vremea să lucrăm, e vremea să slujim. Pentru că el știa că în momentul în care se face publicitate, publicitatea aduce pericole, aduce oboseală. La un moment dat era obosit, el spunea, el nu, nu mai putea ieși pe față pentru că toată lumea îl căuta din moment ce toți știau că el că Toți oamenii veneau la el, nu aveau timp nici să mănânce, nici să doarmă, el nu putea să intre undeva pe ascuns, nu, nu știa cum să, să se ferească. El știa ce înseamnă toate astea, dar mă întorc din nou la lecția asta pe care o putem primi de la Isus. Isus nu profită de tine, Isus nu profită de alții. Nu profită de un orb, de un sărac pe care îl ajută, de un nenorocit. Nu spune te ajut, dar să mă ajut puțin și pe mine. ca asta este o mare, mare problemă. Dar în al cincilea rând, ce învăț de la Isus? În lecția asta de la Isus, observ că Isus te înțelege. E o vindecare în etape, o vindecare ca un proces. Altă dată vom vorbi despre acest proces al vindecării. De ce s-a întâmplat așa? O să explic altă dată. însă acest om nu este vindecat dintr-o dată, nu este o vindecare fulger, nu e o vindecare la clipită. Iisus pune mâinile pe el, Iisus îi pune scuipat peste ochi, îl întreabă, vezi ceva? Și el spune, băt niște oameni, dar ca niște copaci, ca niște umbre. Isus te înțelege, el știe problemele tale, el înțelege dificultățile tale, el știe emoțiile pe care le ai, știe problemele pe care le întâmpini. Isus te înțelege ca om. E mare lucru să-l poți înțelege pe cel de lângă tine. E mare lucru să, să înțelegi ce simte, reacțiile lui, să nu. să nu-l mustri, să nu-l critici, să nu te super pe el. Câtă înțelegere, câtă răbdare a avut și are Isus. Și putem învăța această lecție a înțelegerii. Sunt aceste lecții fundamentale ale vieții, a acceptării. Să îl accepți pe cel de lângă tine, să-l primești, să nu-l clasifici imediat, a, tu ești un orb, tu, ce știi? cine știe ce păcat ai făcut tu? Orbii erau cei mai defavorizați, cei mai nenorociți dintre oameni. Și de aceea, din teologia lor, cam asta, cei mai blestemați sunteți voi. Iisus nu privește așa lucrurile. Isus, ne învață lecția acceptării. El îi primește pe toți. Isus nu doar e un bun teoretician, el nu doar îți spune vină la mine dacă ai nevoie, sună, mă caută, mă cheamă, mă. Ci Isus te ajută cu adevărat. Iisus te ia de mână, Isus te vindecă, Isus îți rezolvă problema. La el poți veni cu siguranță, cu încredere, că îi spui ceva și el te poate ajuta. El nu doar îți spune, El nu doar îți promite că te ajută. În al treilea rând, El nu face spectacol cu tine. Nu caută popularitatea Lui, El nu profită de tine, El nu se gândește la El în timp ce te ajută pe tine. Eu te ajut, dar care câștigul meu? Eu te ajut, dar să văd mie ce mi-e din afacerea asta, câtă popularitate, câte like-uri primesc din toată treaba asta. Iisus te înțelege, empatizează cu tine, îți înțelege suferințele, traumele prin care chiar procesul acesta al vindecării, la un moment dat el își spunea întrebarea, tocmai cu altă ocazie, când venea un alt om și a spus-o: cât vă mai pot, cât vă mai suferi? Ești o suferință cu oamenii, e greu de lucrat cu oamenii. E greu cu necredința lor. Dimineața ați văzut. Credința nu e altceva decât participarea noastră, contribuția noastră la actul minunii. Și de multe ori de asta minunile nu sunt toate la fel, pentru că în, în orice lucrare, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, în orice lucrare este pe de o parte lucrarea lui Dumnezeu, pe de o parte lucrarea noastră. Și depinde participarea noastră, contribuția noastră, cu cât contribui tu ca minunea să se săvârșească. Pentru că observați, Domnul Isus, de exemplu, în, de dimineață scrie acolo, a spus, facă-se după credința ta. Nu a spus, facă-se după credința mea, nu a spus, facă-se după puterea mea, ci facă-se după credința ta. Adică te implici, participi, contribui, primești pe măsura contribuției tale. Primești pe măsura credinței tale. Nu știu, probabil acest orb n-a avut atâta credință, probabil la el procesul a fost mai greu, dar Isus te înțelege. Nu te abandonează, nu spune: Păi rămâi așa cu copaci. Încă o dată. Și-a pus mâinile încă o dată. S-a mai rugat încă o dată. Asta ne arată și o lecție a răbdării, dacă vrem. Câtă răbdare are Dumnezeu cu noi? Astăzi este încă o dată când Dumnezeu îți vorbește, când Dumnezeu te cheamă, când Dumnezeu te așteaptă. Isus i-a pus din nou mâinile peste ochi. I-a pus din nou. Și seara aceasta este un alt, din nou. Din nou când Dumnezeu încă vorbește din nou când Dumnezeu încă te așteaptă, din nou Isus bate la ușa inimii tale, pentru că el ne poate învăța cel mai bine această lecție a răbdării. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Așadar, vrem să mulțumim lui Dumnezeu pentru că el ne învață. Putem învăța de la el. Cele mai frumoase lecții le putem învăța de la el. Și uitându-ne la el, uitându-ne cum s-a purtat cu noi, să învățăm și noi de la el să fim ca el, cum a fost el. Isus te primește, te acceptă, Isus te ajută, te ia de mână, nu te respinge, nu te ignoră, nu te amână, nu ți spune pe altă dată, nu doar îți promite și apoi a și uitat că a promis. Isus nu face spectacol cu tine, știe să respecte privacy, știe să-ți respecte libertatea ta, știe să, să se poarte cu tine în așa fel încât să nu fii stânjenit, să nu fii stingerit. Isus nu profită de tine. El nu te ajută, dar urmărește și avantajele Lui. Isus te înțelege. Te răpdă. N-ai ieșit la prima rugăciune. N-ai ieșit așa cum trebuia prima dată. El are răbdare. Din nou. În fiecare zi, Dumnezeu își înnoiește bunătatea. În fiecare zi, Dumnezeu își arată bunătatea din nou. Ați obosit să fiți buni? Ați obosit să răbdați? Ați obosit să ajutați? Iisus nu obosește iertând. El nu obosește niciodată ajutând, înțelegând. Nu obosește. Și putem învăța de la El care este blând, și smerit cu inima. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Să ne rugăm acestui Isus care astăzi este încă cu noi, El să ia de mână pe cei bolnavi, El să lucreze în viața lor, în inima lor, în sufletul lor. Afișăm cauzele pentru cei bolnavi, pentru cei care au nevoie de ajutorul nostru. Și haideți să învățăm de la Isus, să fim ca El, să-i putem Înțelege pe cei bolnavi, să nu-i condamnăm, să nu-i criticăm. Cred că asta este una din marile probleme. Știți că nouă ni se pare că sunt multe aceste cauze. Eu cred, din experiența pe care o am, din cunoștințele pe care le am, vă pot spune că n-ar încăpea aceste cauze pe ecrane dacă ar fi să fie toate cauzele. Știți de ce nu se pun toate cauzele, toate cererile? Pentru că noi, în loc să ne rugăm, am să am mai bine să criticăm, să spunem, știm noi ce păcate a făcută, așa i trebuie. Pa chiar mai bine ar trebui, încă vreo câțiva ani, ținut acolo la respect. Haideți să învățăm de la Isus să nu-i criticăm pe alții, să nu-i judecăm, dar să ne rugăm, să-i ajutăm, să-i luăm de mână, să le rezolvăm problemele celor cărora le putem rezolva să ne putem ruga Domnului pentru cei care trec prin, indiferent care sunt problemele, Iisus i-a primit pe toți, i-a acceptat pe toți, că erau leproși, că erau păcătoși, că erau vameși, că erau or, oricine ar fi fost Iisus, i-a primit pe toți. Deci aceea și noi, cu rugăciunea noastră, să venim înaintea Domnului cu toți, să ne rugăm Domnului și Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Amen.